Bună ziua, dragi prieteni! Azi dimineața am postat acest clip despre felul cum este realizată această brățară. Vă rog să mă credeți că am primit o avalanșă de cereri ca la o astfel de brățară să execut și niște cercei și m-am gândit la două variante. O pereche de cercei de seară, ca acesta, și o pereche de cercei de zi, ca aceștia. Fie că vă veți purta brățara ziua sau seara, veți avea din ce alege. Modelul de zi a fost inspirat de acest mic pandantiv adăugat la brățară. Oricum, pandantivul este facultativ. Important e că vom crea două perechi de cercei care se vor potrivi, o pereche pentru seară și o pereche pentru zi. Cum vedeți, eu deja am pregătit materialele ca de obicei pentru fiecare lucrare. O să fac acest pandantiv prima dată. Am nevoie de un ac, un cristal mare, un cristal de 6, acesta este mare, de 10 mm, iar mărgelușele aurii sunt de 3 mm. Nimic special decât adăugăm unul da, unul nu, adică o mărgică verde, o mărgică aurie, la asta mă refer. Se execută foarte repede și veți avea două perechi de cercei asortați. Vedeți? Acesta este pandantivul mic pe care îl vom adăuga la cerceii noștri de seară. Facem o buclă și o lăsăm bucla deschisă pentru că voi lucra baza. Cum vedeți, cum ați văzut, este un simplu quattro. Un quattro însemnând 4 mărgele biconice, 4 mărgele aurii. Ăsta este primul pas. 4, 4. O să fac un quattro simplu și apoi o să vin cu acele aripioare, care se execută și ele foarte, foarte repede și formează acest model. Acesta este un quattro simplu. Voi da roată cu firul prin toate, ca să fiu sigură că este bine întărit. Și vin exact în locul din care am pornit. Legăm, tăiem și ne continuăm lucrul. Venim cu câte 3 mărgelușe și le adăugăm în prima mărgelușă aurie și vom forma iar un quattro lateral, așa cum este aici. Vom merge roată și vom forma aceste pătrate de jur împrejur, acolo unde avem mărgelușele aurii. 1, 2, 3, intrăm prin al patrulea și tot așa adăugăm câte o aripioară aurie, câte un quattro auriu pe laterale până formăm acel model de 4. Am terminat, am întărit firul, o să-l tai, iar acum, așa cum vedeți, o să lucrăm numai partea din cleștișor
Pandantiful deja îl avem făcut. Avem nevoie de două inelușe de legătură și într-un minut e gata. Prind inelușele aurii sus și jos, pentru că o să vin să pun piatra de deasupra și o să-mi fie mai greu pe urmă. De aia am ales această variantă, pentru că acum trebuie să așez această piatră deasupra. Adăugăm și piatra. Începem de sus, mergem jos și venim înapoi prin piatră. Când am făcut brățara, am mers cu firul și cu piatra într-una, pentru că nu aveam piese metalice de adăugat. Aici am avut de adăugat piesele metalice și e mai bine să le adăugăm pe ele primele, pentru că pe urmă vă chinuiți pe sub piatră, pe sub... pe sumărgele și este mai greu de montat. Dar așa, dacă părțile metalice sunt deja montate, restul merge foarte ușor. Deci am intrat înapoi prin piatra verde. O fixez. Și suntem gata. Putem adăuga celelalte lucruri. Componente ale cercelușului nostru. Montăm tortița. Să avem grijă să fie montată ca piatra să vină în față. Vedeți? Să vină în față. Închidem tortița. Adăugăm pandantiful de jos pe care l-am făcut. Facem bucla și suntem gata cu prima pereche de cercei. Ați văzut, s-a realizat foarte ușor și aveți o pereche de cercei frumoși, de ocazie, de seară, asortați cu brățara pe care am lucrat-o dimineață. Și acum să vedeți că perechea de cercei pentru zi, aceasta se execută chiar mult mai repede. A doua pereche de cercei se execută chiar și mai repede. Începem cu același model 4. 4 mărgele verzi cubice, 4 mărgelușe aurii și de data aceasta vom forma un 4 simplu, fără adaosuri de aripioare, așa că vom lucra mult mai repede și vom putea introduce piatra de montură care este deasupra, pentru că nu avem acele lucruri care să ne împiedice. Se pare că oamenilor le-a fost foarte dor de verde. Au stat mult în casa anul ăsta. Nu prea au văzut pădurea, parcul. Și pe întreaga planetă acest green concept a prins foarte mult. Deci facem un astfel de cuatro simplu. Trecem prin mărgica aurie. Acum nu vom mai face aripioare. Luăm cristalul verde. Intrăm în diagonală în mărgica opusă. S-a răsucit firul. Normal, așa se întâmplă. Mai intru o dată prin aceste cristale fațetate,
de sticlă, dar arată superb. Ca să fiu sigură că nu se mișcă cristalul deloc, arată superb. Și practic, cercelușul nostru este gata, deoarece nu mai trebuie să-i adăugăm decât inimioara și tortița. Prindem tortița sus. Închidem. Chiar și așa. Arată extraordinar de bine, drăgălaș de sine sănător. Acum avem de făcut numai pantatiful inimioară. Exact cum este aici mărgelușa aurie, inimioara verde, mărgelușa aurie și închidem facem bucla și închidem. O agățăm pe prima parte. Închidem bucla și uitați-vă că în 10 minute ați realizat două perechi de cercei extraordinar de frumoși. O pereche de cercei pentru seară, o pereche de cercei pentru zi, pe care să-i asortați la brățara pe care am lucrat-o împreună în această dimineață. Doamnelor și domnilor, ce poate fi mai frumos când vedeți ce lucru minunat iese din mâinile dumneavoastră. Să aveți o zi bună și multă, multă sănătate vă doresc. Vă aștept la următorul clip.